Că vlogărița Ana Morodan a revenit cu un nou mesaj pentru fanii săi la aproape o lună din momentul în care a fost prinsă conducând băută și cu permisul suspendat. Citez, plec la terapie, m-am întors în viața mea, l-a scris ea celor care o urmăresc pe rețelele sociale. A avut un mesaj și pentru cei care vor să-și promoveze afacerile. Despre ce e vorba, ne dă detalii colegul meu Bogdan Borza. Chiar acum, Bogdan, te ascultăm. Bun găsit! La mai puțin de o lună de când a produs un accident de circulație și a fost prinsă conducând sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive, Ana Morodan a revenit cu o postare pe pagina ei de Instagram în care le spune fanilor cum reușește să treacă peste situația în care se află și cine a ajutat-o și o ajută în continuare să treacă peste această situație. Ea le-a mai spus fanilor că îi va ajuta să-și promoveze ideile de afaceri pe pagina ei de Instagram. Mai exact, Contesta Digitală le cere fanilor să îi trimită mesaje în privat cu ideile lor de business, idei care ulterior vor fi postate pe pagina ei principală. Ea a spus că va reveni în totalitate pe Instagram după ce își va reveni complet. Vă aduc aminte că Ana Morodan a fost reținută pentru 24 de ore, iar ulterior plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, iar acum este cercetată penal în 3 dosare.